Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire a proiectului Legal Soft Skills. Precum ați observat, ne-am ales o temă foarte interesantă și de actualitate, managementul extrajudiciar al divorțului. Și desigur, așa cum rezultă din chiar titlul temei, nu vom vorbi despre chestiunile juridice pe care le știm cu toții, ci despre cele umane pe care de cele mai multe ori le învățăm pe pielea noastră profesând. Pentru a dezbate această temă, am invitat desigur profesioniști ai dreptului, dar și alți profesioniști, un psiholog și un expert în psihologia culorilor. Așadar, avem astăzi alături de noi un judecător, pe Roxana Dan, o cunoașteți deja, a mai fost invitat noastră. Este președintele secției civile a judecătoriei Cluj-Napoca, este cadru didactic asociat, asistent la drept procesual civil și în calitatea sa de președinte al secției civile a judecătoriei Cluj, a creat complete specializate pe dreptul familiei. Am și organizat la Cluj cu ajutorul Roxanei un workshop cu o temă similară. Mulțumesc, Roxana, că ai acceptat această provocare și ești și în această seară alături de noi. Eu vă mulțumesc. E o provocare să discutăm despre o temă atât de frumoasă și de importantă și mă bucur tare mult că am reușit să inițiem aceste completuri. Cred că va fi o seară interesantă cu multe subiecte frumoase dezbătute alături de invitații. Mulțumim, Roxana. Desigur că avem și un alt profesionist al dreptului și am încercat să fim și gender balanced. Așadar, am invitat un coleg avocat, pe Cosmin Bodescu. Îți mulțumesc foarte mult, Cosmin, că ai acceptat invitația noastră. Cosmin este avocat de peste 15 ani, este absolvent al Universității Babeș-Bolyai, este specializat pe dreptul familiei, a fost și el alături de noi la workshop-ul offline organizat la Cluj. Iată că am reușit ceea ce ne-am propus de la bun început, să combinăm offline-ul și cu online-ul. Îți mulțumesc, Cosmin, că ai acceptat această provocare și ești în această seară alături de noi și abia așteptăm să ascultăm poveștile din experiența ta personală și profesională. Mulțumesc! Nu se aude, te rog să-ți deschizi microfonul. Cosmine, ești emoționat și ești tot cu microfonul închis. Trebuie să dai doar un singur click ca să ți-l deschizi. Acum auziți? Te vedem. Da, bună exact. Bună tuturor! Mulțumesc pentru invitație. E pentru prima oară când particip. Îi salut și pe co-speakerii din seara aceasta și pe cei care au ales să ne privească în această seară. Să spunem, o seară foarte frumoasă de primăvară. La Cluj este primăvară. Și la București. Îți mulțumim, Cosmin. Avem alături de noi, pentru prima oară în premieră, deci, o colegă notar, pe colega noastră Gabriela Ghile, care este și cadru didactic asociat, desigur, în disciplina dreptul familiei la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este colega mea și în această calitate. Îți mulțumim, Gabi, pentru că ai acceptat să fii în această seară alături de noi. Bună seara, eu vă mulțumesc în primul rând pentru această oportunitate conferită și sper că în urma acestei întâlniri le voi da mai multă credibilitate numerologilor care consideră că acest palindrom pe care reprezintă data de azi 22.02.2022 este o zi prolifică colaborării și o zi prolifică idei de comunitate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și desigur am anunțat deja la început, avem alături de noi un coleg psiholog, pe Cătălin Luca. El este psiholog clinician, mulți dintre noi îl cunoaștem pentru că este un colaborator al instanțelor. Este specializat în expertiza copilului și a familiei, este și cadru didactic asociat al Facultății de Psihologie din cadrul Universității Alexandru Ancuza din Iași. Mulțumesc, Cătălin, pentru că ai acceptat această invitație. Bună seara, sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră și cu siguranță
Vom avea o seară cu dezbateri și discuții foarte interesante. Și, desigur, nu în ultimul rând, îl introduc din nou pe colegul nostru de echipă, pe Ciprian Șipoș, pe care știți deja și cu alte ocazii. Este designer de interioare și l-am chemat alături de noi pentru a ne da câteva recomandări privind modul în care ar fi bine să amenajăm spațiile pentru audierea minorilor în aceste proceduri. Îți mulțumim, Ciprian, că ai acceptat să fii și în această seară alături de noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație și abia aștept să încep. Mulțumesc foarte mult. Ne-am lungit puțin cu prezentările, dar cred că am fost cu toții emoționați. Vorba Găbiței poate că este o zi foarte specială. Așa cum v-am obișnuit, începem prin a oferi câteva sugestii pentru cei care doresc să aprofundeze această temă și am să îl invit pe Cătălin să fie primul care ne sugerează. Nu știu de ce microfonie, mă scuzați. Ne sugerează la ce ar trebui să ne uităm sau ce ar trebui să citim în această temă. O să discut astă seară un mic intro, o mică prezentare despre un film cunoscut poate pentru mulți dintre noi, dar care are e foarte bine legat de tema acestei întâlniri. Este vorba despre drama Marriage Story, o dramă care a fost nominalizată la 6 premii Oscar și care te face să ții cumva partea ambilor soți de-a lungul divorțului prin care trec ei. Dramii Marriage Story poveste despre o căsnicie, pentru că urmărește colapsul unui mariaj. Am putea spune mai degrabă poveste despre divorț decât despre căsnicie. Divorț care devine caracterizat de un conflict major, este un divorț extenuant. Soții sunt jucați de Adam Driver și Scarlett Johansson. Vor descoperi cât de complicat și de odios e un asemenea proces, odată ce se lasă pe mâna unor avocați nemiloși. Filmul începe într-un mod foarte duios, debutează cu o contopire romantică de monologuri ale lui Charlie, jucat de Adam Driver, și Nicole, de Scarlett Johansson, în care fiecare povestește ce adoră la celălalt. Problema e că cei doi soți s-au distanțat în ultima vreme, nu doar emoțional, ci și geografic, prin relocarea în Los Angeles a soției și a mamei Nicole, din New York, unde locuia cu soțul Charlie, care regiza piese de teatru, iar soția, în calitate de actriță, era colaboratoare fidelă, deci se relocă în Los Angeles. Iar relocarea a fost determinată de faptul că Nicole a acceptat un rol în televiziune, tocmai în celălalt capăt al Statelor Unite. Ajunse acolo, ea a intentat divorțul din motive pe care nu le voi detalia aici și tot ea își angajează cel mai feroce avocat din oraș, interpretat spectaculos de Laura Dern. În vreme ce reprezentanta lui Nicole, această avocată, exploatează sadic fiecare cusur a soțului său, el alege un avocat ceva mai blând și precaut, care sigur va fi mâncat de viu în instanță de către oponenta lui. Fiecare soț vrea să câștige procesul, vrea să câștige locuința copilului, dar fără să-l calce în picioare pe celălalt. Cel puțin asta își doresc la început, însă din păcate avocata necruțătoare fix în direcția asta merge, îi împinge, pentru că duelul în instanță se demonstrează a fi sau este o vivisecție. Practic, divorțul se desfășoară în două dimensiuni, una emoțională și cealaltă juridică, care se ciocnesc și se influențează reciproc. Sub aspectul personalităților, Nicole provine dintr-o familie în care mama sa, părinte divorțat, este creionată ca fiind narcisistă, cu un mare sentiment al importanței, solicită atenție și admirație constantă, de altfel este și histrionică, este seducătoare sexual, se simte inconfortabil când nu este în centrul atenției și fără doar și poate această personalitate a bunicii materne, să spunem, dacă ne referim la copil sau a
mamei, această personalitate a ei își lasă cumva, amprentează personalitatea fiicei. Nicol dorește cu ardoare să fie în spotlight și să se împlinească profesional ca actriță. Charlie preferă să nu dea relații despre familia sa, spunând doar că acolo era mult alcool și multă violență. Este evident că Charlie este obsesiv-compulsiv, este preocupat de detalii, de reguli, de ordine, cu insistență ca ceilalți să se supună modului în care el cere să fie lucrurile, este inflexibil, are un devotament excesiv față de muncă și productivitate, cu excluderea activităților de timp liber desfășurate în familie sau în relație cu copilul său. Cu privire la copil, este interesant că el se află la granița dintre școlaritatea primară și începutul gimnazului, lasă impresia unor legături de atașament mai strânse cu mama sa, iar din atitudinea lui în film lasă impresia că simte că trebuie să se împartă între părinți și războiul dintre aceștia, aflându-se într-un conflict de loialitate. Procesul amenință să-i dezumanizeze pe cei doi părinți, să-i transforme în monștri, dar pe parcursul vizionării filmului speri ca respectul reciproc și dragostea care încă mocnește între cei doi îi vor ajuta să reziste asaltului și că familia poate se va reunifica. Cert este că, așa cum am înțeles eu, nu există părintele bun și părintele rău, ci amândoi ajung să treacă prin ambele posturi în funcție de situație. Adjectivul rău îi se poate atribui fiecăruia doar în momentul în care privești lucrurile din perspectiva celuilalt, însă ambii soți încearcă din răsputeri să procedeze cum e mai bine pentru fiul lor. Îi putem învinui pentru rezultate, dar nu le putem critica intențiile. Referitor la atitudinea avocaților, este excelent reflectat procesul de contratransfer, în mod special al avocatei Laura, manifestat printr-o atitudine evidentă de a proiecta propriile experiențe suferite și generate de propriul divorț, de divorțul său, asupra cazului pe care îl reprezintă. Suferințe care îi ofereau pe de o parte energia și iscusința provenite din propria experiență, dar pe de altă parte toarnă cu mare generozitate mult gaz pe focul relației dintre cei doi părinți, complicând foarte tare lucrurile. Sper să fie un film pe care să-l vizionați dacă nu l-ați vizionat sau să vă dați ceva din, să vă reamintit din parfumul lui, astfel încât într-o sâmbătă sau într-o seară în care stați relaxați în familie să-l revedeți cu plăcere. Iată ce interesant! Nu știu cât suntem de conștienți, judecătorii și avocații și poate și notarii, de faptul că experiențele noastre personale pot să ne influențeze felul în care ne desfășurăm munca. Cât suntem de atenți la prejudecățile noastre, la faptul că putem să proiectăm asupra justițiabilului propria noastră experiență și să imprimăm o anumită direcție procesului său pe care el să ne-o dorească. Probabil că majoritatea dintre voi ați văzut Marriage Story pentru că este o poveste recentă din 2019. Eu am să vă reamintesc un alt film pe care țin minte că l-am văzut cu părinții mei când eram copil la vremea respectivă, pentru că e din 79 și probabil că ați auzit, dacă nu l-ați văzut deja, este vorba de Kramer contra Kramer. L-am revăzut pentru această întâlnire. Deosebirea, și aici este, avocația au un rol, într-adevăr, nu în desfacerea căsătoriei, pentru că aceea nu este prezentată, ci în încredințarea minorului, pentru pentru că mama care pleacă de acasă pierde legătura cu minorul, tatăl care nu știa mai nimic despre creșterea copilului se vede obligat să intre în rol și de tată și de mamă și se trezește cu mama. Meryl Streep și Dustin Hoffman joacă cele două roluri magistral și se trezește cu mama, Ted, cu Joanna, care vrea copilul înapoi după ce 2 ani îl crescuse singur. Și ce este interesant este că ambii soți își povestesc avocaților povestea și legătura pe care au cu copilul.
și întâmplările pe care le au cu copilul și unul și celălalt, dar nu se așteaptă ca avocații să prezinte ceea ce au spus în fața instanței, pentru că într-adevăr niciunul dintre soți nu intenționa cu adevărat să-l rănească pe celălalt, deși fiecare urmărea să aibă custodia copilului. Și cred că ce ne învață acest film este să fim foarte atenți. Probabil e mai mult pentru avocați, dar și pentru judecătorul care conduce procesul, să fim foarte atenți, pentru că chiar dacă oamenii spun tot, pentru că vin la avocat ca să-și spună povestea și sigur că vor de la avocat să le câștige cauza, cu toate acestea poate nu întotdeauna vor ca avocatul să spună totul public în fața judecătorului, pentru că sigur că o să vorbim despre divorțul conflictual și divorțul prin acord, dar poate chiar și atunci când există conflict, soții, în virtutea relațiilor anterioare dintre ei și mai ales a faptului că rămân părinții unui copil sau a mai multor copii, nu doresc cu adevărat să expună tot ce s-a întâmplat între ei în fața instanței. Și atunci cred că este o linie de demarcație foarte subțire și e nevoie să fim foarte atenți la nevoile lor. Roxana, poate ne recomanzi tu altceva? Uite, noi am rămas pe filme, poate că asta era ceea ce am simțit în ultima vreme, în loc să citesc. Tu știu că ne prezinți o carte, te rog. Da, pragmatică, cum mă știți, mă interesează să ofer cât mai multe informații. Iar cartea lui Richard Warshaw este o sursă bună de informare. Divorțul toxic și educația copiilor când părinții se despart. E o carte extrem de valoroasă pentru noi ca judecători să putem înțelege ce se întâmplă în fața noastră. Să înțelegem acel fenomen de alienare parentală pe care legiuitorul nostru încă-l ignoră, dar noi, în practica judiciară, auzim din ce în ce mai mult despre el. Să înțelegem ce înseamnă un părinte care nu este dispus să colaboreze cu celălalt părinte și care sunt consecințele pe care o astfel de atitudine o poate avea asupra creșterii ulterioare a minorului. E o carte pe care o recomand și colegilor avocați să o recomande la rândul lor clienților lor. Cred că acest circuit, odată făcut, ne va ușura munca nouă și va asigura mai puțină traumă în procesul de despărțire a minorilor. Să știți că studenții mei, cei mai mulți dintre ei, singurul contact pe care l-au cu instanța până la vârsta de 20 un pic de ani, când vin la facultate și ajung în anul 3-4 când vin la instanță, este prin prisma divorțului părinților. Așadar, cred că avem un rol în a oferi cât mai puțină traumă în acest proces deja traumatic pentru minor. Și cred că Workshop ne ajută cu opera lui în a ne înțelege responsabilitatea fiecăruia. Noi ca judecători, colegii avocați, ca și cei care îi sfătuiesc sfătuiesc părțile, și părinții, pentru că ei trebuie să-și asume cu adevărat responsabilitatea pentru creșterea minorului. Așadar, e o carte pe care o recomand cu drag și aștept feedback-ul de la dumneavoastră după ce o citiți. Uite, interesant ce spui, pentru că într-o altă întâlnire în cadrul proiectului Orizonturi ale Fericirii, unde am avut invitat o fostă colegă de-a noastră care a scris o carte cu acest titlu, chiar vorbeam despre faptul că mulți dintre noi ne facem juriști și în special judecători, pentru că ni se pare că am suferit o nedreptate și uneori chiar într-un proces de divorț al părinților. Și uite, iată o conștientizare pe traumă. Pe trauma clientului care devine, sau justițiabilului care devine ulterior jurist, dar poate că vom vorbi și despre cum ne afectează pe noi trauma justițiabililor care vin în fața noastră. Și în ultimul rând, Cosmin, te rog să ne prezinți și tu o carte. Poate că pentru unii dintre noi nu este o surpriză și au citit-o deja. Microfonul, Cosmin.
Asta mi-amintește că am fost într-o conferință și așa am făcut și eu. Deci de două sau de trei ori mi s-a tras atenția să deschid microfonul și am zis, poate că e de formație profesională, că fiind profesor și predând online, eu am tot timpul microfonul deschis. La tine nu știu care e explicația. Vorbesc doar pentru voi instanța, da. Uite, vreau să spun că aș vrea să fac o surpriză unia dintre antevorbitorii noștri. Cu siguranță e o carte pe care mulți dintre practicienii dreptului familiei o cunosc. Este cartea scrisă chiar de Cătălin Luca, împreună cu doamna judecător Pivniceru. O carte pe care eu o consider un manual, mai mult decât o carte, un manual de căpătâi pentru cei care vor să profeseze în acest domeniu, pentru că este extrem de bine structurată și de accesibilă și ne învață, pentru că spuneai la început, despre acele linii de demarcație foarte fine între încărcătura proprie emoțională pe care o avem ca avocați cu cea a clientului, ne învață foarte, foarte la subiect, pentru că este foarte multă practică din partea judecătorului cu autor și din partea lui Cătălin, cum să abordăm mai întâi într-o manieră pe cât se poate de mult de neconflictuală discuțiile cu partea, mai apoi cum să prezentăm în fața instanței, respectând solemnitatea ședinței de judecată, aspectele care sunt cu adevărat relevante și care, așa cum spune și titlul nostru, sunt absolut necesare pentru a face mai mult sau pentru a face bine prin a nu face mai mult rău, da? Pentru că noi știm că există și o etapă post-divorț și proiectăm cumva tot ceea ce facem, tot ceea ce spunem în această etapă post-divorț, în ideea de a nu face mai mult rău și de a nu tăia toate punțile de comunicare după ce părțile vor divorța. Este o carte care este bogată în sfaturi utile atât din partea psihologilor și sunt lucruri foarte inteligibile, foarte accesibile pentru oricine dintre noi. O recomand cu mare drag, am avut plăcerea să o recitesc după mulți ani de experiență profesională. Deja unele lucruri mi s-au părut diferite, mult mai profunde decât prima dată când le-am abordat din punct de vedere teoretic. Cred că este una dintre lucrările de referință și va rămâne așa pentru mult timp. Din păcate, în acest domeniu didactic, să spun așa, nu ne putem lăuda cu foarte multe lucrări de profil. Cu siguranță este o îmbinare perfectă între opțiunile și preocupările unui judecător care a judecat, un judecător de scaun care s-a confruntat o lungă perioadă de timp în care era profesională cu astfel de cauze, cu perspectiva unui psiholog. Ambele sunt îndreptate cumva pedocentric spre ideea salvgardării interesului superior al minorului. Dar sunt și abordări exhaustive ale divorțului, ale etapei preconflictuale și mai apoi ale etapei post-divorț. Pentru că până la urmă divorțul este doar o etapă judiciară, există viață și înainte de divorț și cumva trebuie să existe o proiecție și asupra unei existențe a părților după divorț. O recomand cu mare, mare, mare încredere. Este utilă oricărui practician, indiferent că este vorba despre avocați, judecători, psihologi sau notari, ori alți practicieni ai dreptului. Mulțumim, Cosmin, nu scapi așa de ușor, pentru că discuția noastră va începe cu divorțul conflictual, nu cu divorțul prin acord, și cel cu profesionistul la care vin părțile într-un divorț asupra căruia nu se înțeleg este avocatul. Și atunci am să te întreb, ce fel de clienți vin la tine? Uite, am fost foarte atenți la felul cum am compus grupul să fie unul echilibrat din perspectiva sexelor. Vin la tine mai mult cliente femei sau bărbați? Pentru că ești și părinte, tu la rândul tău. De unde îți dai seama dacă mai există sau nu? Sau dacă vreodată cauți să vezi dacă există vreo șansă de împăcare între soți? Sau cel puțin pe aspecte privind divorțul, ca să ajungă la un divorț prin acord?
dacă sunt momente în care îi trimiți poate la o consiliere psihologică și poate ne povestești o experiență mai dificilă pe care ai trăit-o și cum ai reușit să o gestionezi. Da, sunt mai multe întrebări. O să încerc să răspund cât se poate de obiectiv la toate. Așa, în mare, dacă aș face o analiză statistică, aș putea recunoaște că, de principiu, cei care apelează la serviciile mele sunt mai degrabă bărbați. Probabil că există o mai mare afinitate și o ușurință cu care anumite aspecte care țin de viața privată pot fi împărtășite, eu știu, de la un soț către un bărbat avocat. Dar și foarte multe soții apelează, probabil, tocmai pentru că în cazul unui divorț, nu știu, profilul avocatului care este proiectat de către parte este al avocatului serios, stăpân pe sine, da, care știe ce trebuie să facă. Dar sigur, cred că mai degrabă marea majoritate e formată din bărbați. Sunt, din păcate, la noi apelează mai degrabă cei care au divorțurile conflictuale. Pentru că, să știi, Andreea, cultura civică, cel puțin așa cât pot eu să observ, a crescut foarte mult. Oamenii știu deja că există metode alternative de desfacerea căsătoriei și vin la noi ca avocați atunci când au epuizat orice variantă prealabilă de înțelegere sau de soluționare amiabilă, ori atunci când ea nu mai este posibilă. De foarte puține ori a trebuit să le explic părților că există și alte metode alternative. Ei cunosc deja aceste lucruri și, așa cum am spus, din motive subiective, dar de cele mai multe ori obiective, există acea neînțelegere, acel dezacord care îi îndeamnă să meargă în instanță. Aici, sigur, avem varietăți de divorțuri în funcție de cauza acestora. Dar cea mai mare parte a divorțurilor vin cu o încărcătură emoțională, cu o tensiune foarte, foarte mare. Și atunci, pentru noi, e o chestiune de respect. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. De respect, în primul rând, față de profesia noastră. Acela de a nu permite exacerbarea sau tensionarea suplimentară a unei situații care oricum e inflamabilă. De a încerca pe cât se poate de mult să degrevăm întregul subiect al discuției și mai apoi actul de justiție, tot din respect față de actul de justiție, de aspecte care nu sunt relevante, da, și pentru a face lucrurile să fie cât mai puțin dăunătoare. Pentru că eu întotdeauna le explic celor care apelează la serviciile mele că trebuie să ne gândim că există o existență sau că există o viață și după divorț și că de bine de rău vor trebui păstrate măcar minime canale de comunicare. De aceea știu că orice cuvânt care, așa cum știm noi, alină, dar poate și dăuna, orice vorbă, orice gest necugetat, chiar dacă pe moment satisface o nevoie de descătușare a acelor energii negative pe care le au părțile, pe termen lung s-ar putea să facă foarte rău, pentru că taie punțile de comunicare pe care doi foști soți ar trebui să le păstreze după, mai ales atunci când e vorba de minori sau de, eu știu, de bunuri dobândite în comun și așa mai departe. Din acest punct de vedere, sigur, eu și împreună cu colegii mei cu care împărtășesc, eu știu, idealuri comune în această profesie, avem o abordare din aceasta, să vă spun, să o descriem așa, neconflictuală, da? Să încercăm să transpunem problemele părților respectând solemnitatea actului de justiție și încercând, așa cum am spus, să nu facem rău mai întâi, conștienți fiind că prin aceasta facem foarte mult bine. Există și o altă opțiune, nu, de aceste filme pe care le-ați menționat și pe care le-am vizionat și eu, oferă și opțiunea avocaților agresivi, nu, cum avem și noi oferte din acestea la pachet, divorț cu ordin de protecție și două plângeri penale. Din perspectiva mea, o asemenea abordare, pe lângă faptul că este extrem de nocivă pe termen lung, chiar dacă satisface, așa cum am spus, un ego de moment al uneia dintre părți, este una dăunătoare pentru toți participanții la procedura de divorț, traumatizantă,
e foarte important să vezi după divorț, pentru că am avut această șansă să văd mai multe varietăți de, sau să le spunem așa, mai multe tipologii de divorțuri conflictuale care s-au finalizat și să păstrezi legătura cu părțile și să-mi dau seama cât de recunoscători au fost la un moment dat, pentru că, așa cum spuneai tu, Andreea, nu am spus niște lucruri despre care una dintre părți insistau a fi spuse pentru că le-am considerat nerelevante, nu am scris ceva care ar fi putut dăuna sau ar fi putut jigni mai mult decât ar fi fost cazul și am respectat decența și, mă rog, solemnitatea, pentru că până la urmă desfacerea căsătoriei pe cale judiciară este un act de justiție care se bucură de solemnitate. Iar dacă mă întrebai din experiența pe care o am, cred că dacă le spun celor care ne privesc astăzi despre divorțuri în care sunt acuzații de abuz psihologic, de abuz sexual și așa mai departe, nu spun nimic nou. Poate că cea mai traumatizantă pentru mine experiență pe care am avut-o a fost aceea a unui divorț care era deja început. Eu am preluat dosarul cumva din mers, în care nivelul de tensiune și conflictul dintre părinți era atât de mare încât după o ședință de judecată a avut loc un conflict în fața instanței la care a participat și minorul și cu acea ocazie judecătorul, constatând prin propriile simțuri expunerea minorului la acel conflict foarte, foarte urât între părinți, a sesizat autoritatea statului care a luat copilul și a dispus față de acesta o măsură de protecție specială. Când au venit oamenii, când a venit tatăl, era în acea cauză, cel pe care l-am reprezentat, mi s-a părut povestea una absolut incredibilă, nu pentru că legea n-ar permite, ci pentru că nu m-am așteptat niciodată ca până la acel moment, ca și la noi să se întâmple așa cum vedem, iată că se întâmplă în alte state, nu? Să existe o reacție atât de rapidă pentru a scoate minorul din acea zonă de conflict între părinți. Până la urmă, să zicem, povestea a avut un happy end, lucrurile s-au liniștit, dar a fost, din punctul meu de vedere, dovada cea mai clară și mai elocventă că dacă nu reușim să ne stăpânim nivelul de încărcătură negativă emoțională, ei ca părți, noi ca profesioniști ai dreptului, ca avocați, riscăm să escaladăm lucrurile până într-acolo încât, mă rog, daunele să fie uriașe. Vă imaginați că, cel puțin în sistemul nostru, o măsură de protecție specială față de un minor nu e o veste și nu, cu siguranță nu este o măsură care, datorită sau din cauza strictă a condițiilor pe care le avem în centrele de plasament, nu e neapărat cea mai de dorit. Dar a fost în acea cauză, să spunem așa, o măsură preferată de autorități în raport de un conflict ce părea a nu mai avea sfârșit. Și există și astfel de situații și ne ajută foarte mult experiența profesională. Experiența de viață n-aș numi eu neapărat ca fiind un atu, pentru că este o chestiune aleatorie. Nu o consider neapărat o virtute în această profesie, dar experiența profesională, văzând atâtea cazuri, știind ce se întâmplă și după și explicându-le tot timpul clienților că divorțul se finalizează într-un fel sau altul și că există necesitatea de a păstra minime relații, dacă vreți, sociale, dacă nu umane, dar aș zice că mai mult decât sociale, niște relații umane, nu? Între doi oameni care au împărtășit atâtea lucruri în comun o perioadă de timp, încercăm să-i detensionăm și să îi aducem în fața instanței într-o manieră, cum să vă spun, acceptabilă, pentru că oricum divorțul are o specificitate, este un proces cu mare, mare încărcătură emoțională și de aceea și stârnește foarte multe, foarte multe pasiuni. Iar pentru noi, pentru avocații care practicăm în acest domeniu, el are o specificitate. Dacă vreți, în marea majoritate a ariilor de drept civil, un avocat cu expertiză profesională poate să soluționeze sau să-și dea seama despre subiectul unei spețe
prin simpla citire a unor acte, da? Dacă vorbim de litigi de vecinătate sau de litigi de proprietate. La divorț nu este niciodată așa. La divorț trebuie ascultată partea care vine. Este exclusiv un proces de consolidare, de creiere și de consolidare a unei relații de încredere între avocat și parte. Partea trebuie ascultată, sunt prea puține înscrisuri, prea puține probe, dar este o poveste de viață care ți se expune uneori copleșitor. Vă mărturisesc că la începutul carierei mele eram copleșit de avalanșa de informații, de multe ori cu caracter privat și extrem de intim pentru părți, și de ușurința cu care mi se expuneau aceste informații. Și mă gândeam, Dumnezeule, sunt atât de tânăr, ce o să fac cu ele, cum reușesc să le dau o formă într-o cerere de chemare în judecată. Iar mai apoi, sigur, experiența profesională m-a învățat să ascult partea, să selectez ceea ce consider că este relevant, să încerc să îmi impun autoritatea în ceea ce privește modul de derulare a procesului, pentru că până la urmă părțile divorțează, dar noi ca profesioniști suntem datori cu respect față de actul de justiție și să nu lăsăm lucrurile să devină, pentru că există acest apetit al transformării procesului de divorț într-un proces plin de, eu știu, de abordări agresive, dăunătoare pentru minor sau pentru între soți, de jigniri și așa mai departe. Cosmine, pentru că poate ne ascultă și persoane care nu sunt juriști, am așa o întrebare pentru ele mai mult. Obișnuiești să încerci să iei legătura cu avocatul părții adverse ca să încercați să ajungeți la un consens pe divorț sau măcar pe anumite aspecte ale divorțului, mai cu seamă acolo unde există și copii? Întotdeauna. Absolut întotdeauna, indiferent cine este, și dacă nu există avocat pentru partea adversă, încerc să contactez personal partea adversă, pentru că chiar cred că legiuitorul a avut o foarte bună idee de a consacra faptul că intervenția instanței de judecată este întotdeauna subsidiară, da? Doar în măsura în care nu există înțelegere. Și întotdeauna când între părți există o oarecare înțelegere, ea trebuie valorificată și exploatate orice variante prin care acea înțelegere să se consfințească și judecătorul să fie degrevat de a decide în calitatea sa de terț asupra unor chestiuni cu privire la care doar părțile sau părțile ar ști cel mai bine cum stau lucrurile. Și am vrut să subliniez acest lucru pentru că poate că sunt persoane care nu au încredere într-un avocat care a încercat să ia legătura cu avocatul părții adverse și voiam să subliniez că acest lucru este unul absolut firesc, este și în interesul lor și în interesul procesului. Și mai vreau să te întreb, pentru că ai spus că te-au copleșit acele informații pe care le-ai primit de la părțile care au venit în fața ta, cum gestionezi acea încărcătură emoțională cu care pleci acasă după astfel de cauze? Uneori cu mai multă abilitate, uneori cu insomnii. Sunt cazuri care mă fac să nu dorm noaptea pentru că îmi dau seama uneori de realitatea unor lucruri care îmi sunt descrise și de imposibilitatea de a le dovedi. Procesul de divorț are și acest specific că, deși aparent, mă rog, regimul probatoriu este unul mai extins, îți poți aduce rude, derogatoriu, da, de la alte tipuri de litigii, în realitate e foarte, foarte greu de dovedit anumite lucruri relevante, mă refer în destrămarea căsniciei. Și frământarea mea este din această abordare. Îmi dau seama că sunt unele lucruri pe care foarte greu aș putea să le dovedesc. Mă străduiesc să le dau o formă în scris și în pledoariile mele, astfel încât judecătorul să înțeleagă că acele lucruri există, chiar dacă nu le putem dovedi. Țin foarte mult la credibilitatea
și întotdeauna îndemn și clienții să fie credibili în ceea ce spun, în ceea ce fac, pentru că această credibilitate se construiește foarte greu și se pierde foarte ușor. Sigur, poți să încerci să induci în eroare o dată de două ori instanța, dar cu siguranță a treia, a patra oară nu-ți va mai merge și atunci e foarte, foarte delicată această problemă. Și încerc întotdeauna să mă detașez, să respect foarte mult trăirile, emoțiile pe care ei mi le aduc, dar să încerc să rămân un profesionist echilibrat, pentru că cred că părțile de asta au nevoie, de un ajutor, nu de o persoană care să empatizeze și să îi sugestioneze în escaladarea unui conflict, ci de o persoană care să fie echilibrată și să fie profesionistă în apărarea intereselor pe care le au. Mulțumesc! Sigur că de la avocat ne ducem direct în fața instanței. Roxana, care este experiența ta? De unde îți dai seama dacă părțile... Mai este vreo șansă să împaci părțile? Pentru că, iată, tu ca judecător ai această obligație de a încerca împăcarea părților, adică să le determini chiar să nu divorțeze. Dacă totuși vor să divorțeze, încerci să le determini să o facă prin acord, reușești, nu reușești. Ce dificultăți ai întâmpinat tu în munca ta de judecător cu privire la aceste tipuri de cauze? Vreau să încep ultima întrebare legată de dificultăți. Dificultățile pe care le-am întâmpinat m-au făcut pe mine să propun înființarea acestor competențe specializate la nivelul judecătoriei Cluj-Napoca, pentru că mi-am dat seama de câtă nevoie de pregătire profesională care nu prea are legătură cu dreptul, vă recunosc, pentru că așa cum am mai spus-o, în dreptul familiei e prea puțin drept și e multă familie. Deci e nevoie de o mai mare deschidere, e nevoie de un proces de ascultare diferit, poate, de cel din dreptul profesioniștilor. Și cumva tot ce am trăit eu în anii anterior formând acestor completuri, pentru că nu judec în dreptul familiei, dar mai am încă cauze, pentru că doar începând cu 1 noiembrie 2020 le-am înființat și mai avem dinainte fiecare pe completurile noastre. Dar toate acele dificultăți m-au făcut pe mine să conștientizez nevoia unui judecător specializat. Acum, codul civil din 2011, de când a intrat în vigoare, instituia acea instanță de tutelă, care n-a mai venit nici până în ziua de azi, dar care clar este, de ea este nevoie. Așadar, avem nevoie de o altfel de ascultare, avem nevoie de o altfel de implicare din partea judecătorului. Judecătorul nu își permite aici să fie arbitru acela neutru care stă pe spate și lasă părțile să facă ce vor. Aici rolul activ al judecătorului, în primul rând, se manifestă prin a asculta părțile referitor la motivele care i-au adus în fața instanței. Și așa încep. Ce s-a întâmplat? Întreb părțile. Și începe. A, că m-a înșelat. A, că nu mi-a adus, n-a avut grijă de mine când am fost bolnavă. Da, că vine seara acasă târziu și nu mă bagă în seamă. Diverse. Ok, și când îmi dau seama că sunt motive foarte serioase, adică că nu există, nu insist foarte mult cu primul pas acela de împăcare. Dar atunci când îmi dau seama că părțile sunt mai mult influențate de ceilalți membri ai familiei, și aici mă refer la membri activi care sunt întotdeauna soacrele, le mai dau o șansă, în sensul că le dau acel termen pe care codul îl dispune și îi rog să se mai gândească. Sau îi invit să meargă la psiholog, la un terapeut de cuplu. Am făcut asta în cauzele mele, am invitat părțile, mai ales când aveau copii mici și așa, dacă mai există șansa să meargă, să vorbească cu un terț, să-i spună unui terapeut de cuplu despre problemele prin care trec, despre faptul că s-au înstrăinat reciproc, despre... Și dau un termen de 3 luni, cam așa, 2-3 luni, încât să poată să meargă la o ședință 2-3. Am avut și surpriza plăcută ca după acest termen mai îndelungat să se împace părțile. Am avut și surpriza, de fapt nu e aici o surpriză, s-au întors și i-au spus vrem să divorțăm. Și atunci am intervenit cu al doilea pas. Ok, cum vreți să divorțați? Păi am greșit și eu, a greșit și el. Ok, bun, dar el a greșit mai mult.
Și atunci le explic că nu prea mai contează. Că să dezvăluim acum în fața oamenilor și să rămână consemnat pentru totdeauna în niște înscrisuri și inclusiv pe care și copiii le pot citi despre cine a greșit primul sau cine a greșit ultimul sau nu e neapărat relevant. Și aici intervine împăcarea mea pe divorțul prin acord, adică obținerea consimțământului în a divorța prin acord. 99% din cazuri le-am rezolvat așa. Eu sunt cea care mă laud prin instanță că divorțez oamenii prin acord. Gabi se va lăuda că nu prea divorțează, că îi împacă, doamna notar. Prin urmare, aici găsesc de obicei înțelegere din partea părților, pentru că le explic care sunt beneficiile și că de regulă nu există nimic, niciun aport pozitiv pe care l-ar putea avea. Dacă îmi dau seama că nu există nicio șansă pe divorț prin acord și asta e 1% din cazuri, de obicei sunt cu probleme cu abuzuri sexuale, emoționale, fizice asupra copiilor. Astea sunt situațiile în care părțile nu doresc nici măcar o concesie cu privire la divorț, chiar dacă nu ar avea o răurire cu privire la copii. În acele situații sunt riguroasă, în sensul că pe lângă probațiunea pe care o fac în mod normal, de regulă apelez la ajutorul unui psiholog cu expertiză care să analizeze relația dintre minor și părinți și relația dintre părinți. Ascult minorul întotdeauna, când legea mă obligă firește, dar și sub vârsta pe care, unde legea îmi impune obligația de a asculta. Cel mai mic minor pe care l-am ascultat a avut 5 ani, o chema Maria. Mi-aduc aminte perfect, mi-a ajungea undeva până la genunchi sau un pic mai sus pentru că avea ceva probleme în procesul de creștere. Și m-am dus cu ea prin instanță, am pus-o pe scaunul meu, eram la Mureș încă atunci. Mi-a spus că îi place pe scaunul meu, că îi se pare că e așa ca un Superman acolo pe scaun. Și povestind cu ea, am întrebat-o de ce nu vrea să meargă cu tatăl. Și n-am înțeles de ce nu vrea să petreacă, că se vedea că îl iubește pe tatăl. Tatăl de altfel foarte implicat. Și mi-a spus, dacă vrea să mă vadă mai mult, tata trebuie să plătească facturile. Maria, dar ce facturi ai tu? Și s-a uitat la mine cu ochii mirași și am zis, cum, nu știi? Trebuie să plătesc apa și gazul. În mod evident, aceste idei nu erau ale fetiței de 5 ani, 4 ani și ceva, ci erau evident ale mamei. După ce am ascultat minora, au venit părinții. Păi, doamnă, păi uitați ce zice Maria. Doamna a zis, da, păi eu vorbesc frecvent cu Maria, îi spun toate problemele pe care le avem. Apropo de cartea pe care v-am recomandat-o. Cât de util e ca părinții să vorbească, adică părintele rezident să vorbească cu minorul despre asta. Sau cum vorbește și cum îl influențează. Cea mai bună abordare pe care o putem avea în astfel de litigi e să fim interesați, să fim ascultați, să fim buni ascultători ai părinților și a minorului sau a minorilor. Pentru că să punem această povară doar pe expert, care e foarte util în cauzele specifice și speciale și acolo unde se invocă abuzul, și noi cumva să citim doar niște înscrisuri, nu o să reușim să aflăm adevărul juridic, adică la cât de cât real. Cred sincer că într-o astfel de materie, judecătorul trebuie să colaboreze într-un mod sustenabil cu autoritățile statului care fac aceste anchete psihosociale, cu psihologii care ne pot face rapoarte de expertiză din care să releve dinamica relației de parentale și eventual cu alte instituții. Ce a spus domnul avocat, că a auzit despre situația în care judecătorul a sesizat organele, autoritatea, de fapt, DGSPC-ul, cred, ăsta, el e organul competent, să știți că e din ce în ce mai des întâlnită. Eu conduc și această mini-secție pe care o avem noi în cadrul secției mari civile, și aud foarte des pe grupul nostru de mini-secție despre faptul că încă un coleg a sesizat, încă un coleg a sesizat. Deci nu cred că trece lună în care colegii mei să nu sesizeze din oficiu autoritățile pentru minori. Poate că în trecut era o practică rară sau era mai rar întâlnită, dar în prezent vă asigur că nu există lună în care să nu zică un coleg,
ba pe ordin de protecție, ba pe ordonanță președențială, ba pe divorț, sesizează de GSPC-ul pentru minor. Prin urmare, relațiile abuzive dintre părinți și minor nu mai sunt trecute cu vederea de către judecători. De ce? Pentru că avem judecători specializați care se uită cu atenție, care văd frecvent. Pentru că dacă eu văd un divorț o dată la 6 luni și în rest văd contestațiile executare, nu știu dacă optica mea e aceeași. Dar dacă eu văd frecvent și știu, sunt obișnuită cu felul în care ar trebui să existe să fie relațiile dintre părinți și minor, cred că abordarea mea este alta. De aceea cred în specializarea aceasta a judecătorului, mai ales pe această materie, și de aceea cred că cumva conlucrarea dintre autorități este regula, așa trebuie să fie. N-ar trebui să fie o excepție. Roxana, ai spus de la bun început că în astfel de cauze judecătorul trebuie să aibă sau e indicat să aibă un rol și mai activ decât în alte cauze. Doar noi avem un rol activ, asta este sistemul nostru de drept procesual. În virtutea acestui rol activ, voi exercitați cumva și niște atribuții de educație a părinților? Ai dat exemplu acestui copil, copil de 5 ani căruia mama îi împărtășește problemele adultului, adică mie mi se pare ceva cu totul nefiresc. Ai atras în vreun fel atenția părintelui, părinților, că nu e normal să facă lucrul acesta, să împovăreze copilul cu problemele lor? Colegii avocați care mă cunosc, care vin la mine în sală și mă aud când vorbesc, zic ok, acum ce vorbește doamna judecător, are lecția ei. Tot timpul mă întreba când o să-mi iau o recuzare. Nu mi-am luat niciuna pentru că sunt total echidistantă. Nu-ți dai seama pe cine cer. Îi cer pe amândoi deopotrivă. Am avut o situație în care vorbeau despre fetiță pe care o chema de asemenea Maria, dar era altă Maria, ca și copila. Copila, obiectul X, 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 părinții. Era o ordonanță președențială, nu era un divorț, dar tot pe exercițiu autorității părinte și pe program de vizită. Opriți-vă! Cum puteți să vorbiți așa despre fetița dumneavoastră? Că am luat-o, că am făcut proces verbal. Unde suntem? Unde am ajuns? Cred că este singura situație în care mă aud părțile și mă aud avocații ieșind din neutralitatea aia standardizată, din poker face-ul ăla clasic în care judecătorul nu prea comunică ce are pe interior. Pentru că eu cred că interesul superior al minorului presupune și o formă de educație a părinților. Nu am fost recuzată niciodată, pentru că, așa cum am spus, nu indic o anumită conduită a unui părinte, că de regulă amândoi fac ceva. Pentru că altfel n-ar ajunge în instanță, dacă fiecare și-ar vedea vorba aia de treabă și-ar îndeplini rolul pe care îl are. Și ce mi-a plăcut foarte mult, am studiat punerea în executare a hotărârilor privind minorii în alte state pentru teza mea de doctorat. Și ce mi-a plăcut foarte mult este că în Belgia, spre exemplu, dacă părintele se opune exercițiului autorității părintești de felul în care a fost stabilit de instanță sau programului de vizită de felul în care a fost stabilit de instanță, știți care este sancțiunea? Nu amenzi, nu penalități combinatorii, nu. Sancțiunea este îi dau copilul celuilalt care e mai dispus să colaboreze. Și sancțiunea este văzută de lege. A, că noi avem chestiunea asta în mecanism, că și eu gândesc la fel ca și judecător. E una, dar acolo e lege și partea știe, dacă nu ești dispus să colaborezi cu celălalt părinte și tu îl denigrezi, îl alienezi, asta e sancțiunea. Ce mi-a mai plăcut foarte mult este sistemul croat. Acolo, în dreptul familiei, medierea este obligatorie. Știi cine face medierea? Judecătorul. Judecătorul stă la masă cu părți și spune, băi, tu n-ai dreptate, e prea mult ce cer tu, nu se poate. No, eu cam asta fac în litigii de familie. E prea mult, e prea puțin, mai trebuie să lași și tu, lasă și tu. De aceea oamenii se înțeleg în litigiile în care, nu numai eu, mai sunt colegi care fac asta. Am învățat și eu de la alții, mai pricepuți decât mine, că doar nu m-am născut învățată. Deschiderea asta pe care noi o avem, să ascultăm părțile, să facă negocieri reciproce, e cel mai bun lucru. De ce? O pace asumată de părți e singura care va dăinui. Pentru că dacă eu dau azi o hotărâre peste 3 săptămâni, vine înapoi, că nu e mai, s-a schimbat situația de fapt. Wow, nu mai avem hotărâre cu judecat. Ne-am ridicat mâinile. S-a schimbat situația.
Și când mai te poți, ce s-a schimbat? Păi, a trecut timpul. Dreptul familiei este într-adevăr unul foarte... noi avem familii. Deci instanța noastră are familii pe care noi le cunoaștem. De când copilul are 2 ani până ajunge la 18 ani tot la noi să... Mi se pare firesc? Oare cum cresc acești copii? Și cumva cred că e datoria noastră să facem ceva, să spunem ceva părților. De aceea nu pot să tac în astfel de litigii. Asta e adevărul. Cât de mult te afectează ceea ce vezi și auzi în instanță? Cât de mult duci acasă? Cum prelucrezi încărcătura pe care o simți în sala de judecată în astfel de cauze? Da. De aceea colegii care judecă în dreptul familiei au mai puține cauze, pentru că e greu. E mai greu emoțional. Cumva îmi asum rolul de profesionist și eu îmbrac roba aia cu responsabilitate. Încerc să îmi fac treaba cât de bine pot, să încerc să înțeleg cât de bine se poate și să stabilesc adevărul juridic așa cum pot. Asta mă face să dorm bine noaptea. Asta mă face să știu că decizia pe care am luat-o e bună. Firește că avem situații speciale unde lucrurile sunt așa. Da? Unde, băi, abuz, nu e abuz, ce înseamnă abuz? Dacă ridică mâna e abuz, dacă ridică tonul e abuz, dacă nu-i dă bani e abuz. Da? Sunt volatile cumva unele. Altele nu, altele sunt foarte bătătorii. Depinde și cum suntem noi ca și judecători. Dar trauma indirectă la care este expus judecătorul este o realitate. Sunt studii științifice care arată cum ne afectează acest lucru. Nu putem nega că nu suntem expuși la traumă. Suntem expuși la traumă. Ce facem noi? Sunt mecanisme pe care fiecare de coping, pe care fiecare le exercită. Eu, de exemplu, am mecanismele mele, meditație, sport, plimbări, prin care reușesc să-mi dau seama că nu e despre mine. Că nu trebuie să iau eu emoția respectivă. Chiar dacă am luat-o, mă pot debarasa de ea. Dar tot ce am trăit în dreptul familiei mă face mai responsabilă în viitor să insist în această specializare a judecătorului, să insist în conlucrarea dintre... Să știți că în fiecare an, la nivelul instanței, fac întâlniri cu cei de la tutelară, în fiecare an, în care încercăm să stabilim metode de lucru cât mai utile. Cred cu adevărat în medierea făcută în dreptul familiei și un proiect bun pentru sistemul judiciar ar fi ca medierea să fie făcută de judecători în dreptul familiei și cred că credibilitatea ar fi alta. Atunci când selectați judecătorii specializați în litigii de această natură, vă uitați să aibă copii, să fie părinți la rândul lor, să nu fi trecut printr-o experiență traumatizantă a divorțului? Au aceste lucruri vă importanță în selectarea judecătorilor specializați? Ar trebui să aibă, asta vă recunosc că da, ar trebui să aibă, dar nu am fost în măsură să... Deocamdată a fost pe principiul cine își dorește, pentru că cine își dorește are mai mari șanse să fie bun la asta. Asta cred eu ca mentalitate și în plus de asta a fost cine trebuie să facă asta. Vă recunosc pentru că fiind atât de multă încărcătură emoțională, e dificil să găsești colegi care să facă asta. Nu e ușor. Proiectul acesta a fost în primul meu mandat și am reușit să-l aduc la viață. 2018 am luat funcția, în 2002, după 2 ani. 2 ani în care în fiecare săptămână povesteam eu cu colegii, păi ce ziceți, facem asta, nu mă lasă, mă du-te de aici. Hai te rog, uite, și în 2020 a venit o colegă la mine și a zis, bă, uite ce m-am gândit eu. Și am zis, Cristiana, e perfectă, deci, e cea mai bună, te rog frumos, împărtășește-le tu colegilor, să nu vină de la mine. Ține tu de nevoia asta pe care tu o simți ca judecător de scaun. Și ghiciți ce, de data aceea s-au aliniat planetele și totul a fost spectaculos. Deși eu mai insistasem înainte. Da? E nevoie să insiști uneori și universul îți va da calea respectivă, doar că și asta cred și cu medierea și cu celelalte chestiuni care pot fi făcute. Să ne uităm la Franța, ce sistem frumos are Franța în materie de instanță de tutelă.
la Belgia, da? Nu sunt state perfecte, bineînțeles, și ca și noi de altfel, dar au sisteme bine puse la punct, terapie obligatorie după divorț, da? Chestiuni normale care ne fac, care vor face ca acei studenți care vin la drept pentru că au simțit nedreptatea divorțului să fie mai puțini. Să vină din alte motive. Mulțumesc. Mulțumesc. Cătălin, da, era logic să urmezi tu, te rog, observații. Ok. Vroiam doar să adaug, cred că acest principiu este foarte bun. Cine își dorește să judece, pentru că a avea copii nu este o condiție să fii un judecător sau un psiholog bun. Pentru că poți fi un părinte cu abilități parentale, cu deficiențe parentale, poți fi un părinte abuziv, poți fi un, nu neapărat cel mai bun părinte, iar la serviciu nu rolul tău de părinte trebuie să-l exerciți, ci sunt alte atribuții sau alte perspective care sunt mai mult științifice decât ceea ce aduci din experiența ta de acasă. Deci cred că e condiția cea mai importantă să-ți dorești și să vrei să faci asta, să lucrezi cu copiii, să judeci cauze cu minori, să instrumentezi cauze cu minori, nu să fie o condiție să fii căsătorit și să ai copii. Nu, nu, nu se regăsește, și vă spun asta din practica mea de psiholog, că nu se regăsește în munca pe care o fac activitatea mea de părinte, din istoricul meu de părinte de acasă. Cred că e un lucru foarte important. Eu așteptam acest răspuns pentru că am vrut să clarific, am vrut să clarific această împrejurare, pentru că eu țin minte că în urmă cu mulți ani am avut o discuție la, chiar la nivel de instanță cu anumiți colegi. Eu personal nu am copii, dar am judecat litigii de familie și îți mărturisesc că țin minte. Pe mine mă afectau foarte mult personal ca judecător poveștile copiilor și de aceea pun această întrebare și colegilor profesioniști: în ce măsură duc cu ei acasă acea încărcătură emoțională din instanță? Și dacă tot ai luat cuvântul, te rog să ne spui care este experiența ta cu instanțele, pentru că știu că ai fost solicitat în foarte multe rânduri, e specializat în expertiza cuplului și a copilului. Care este experiența ta în această materie? E un subiect care îmi place, un domeniu care îmi place foarte mult și în care am încercat să mă specializez. Sunt ceva ani de când sunt solicitat în calitate de expert psiholog. Și întotdeauna când vin cauzele de la instanță, nu sunt deloc cauze ușoare. Sunt cauze foarte complicate, cauze care uneori inclusiv instanței îi creează, știu eu, semne de întrebare serioase, și atunci are nevoie de perspectiva unui psiholog sau de a înțelege părintele mai mult decât se prezintă el în declarația din sală și martorii pe care îi aduce. Dar sunt cazurile în care sunt divorțuri conflictuale, iar în munca pe care o facem noi se separă foarte clar violența în familie de un divorț conflictual, pentru că în violența în familie o să găsim o victimă, găsim o simptomatologie specifică sau, mă rog, care face parte din tabloul clinic al unei victime, pe când în context de divorț conflictual o să găsim doi părinți cu tulburări de personalitate și în realitate acolo avem doi agresori și două victime. Adică ei pe rând joacă unul cu celălalt și rolul de agresor și celălalt în joc de în rol de victimă și invers. Am avut o situație, să exemplific, deși poate părea amuzant, în care mama îmi spune în scaun la interviul pe care îl aveam pentru expertiză, zice: domnul psiholog, a dat și el, dar am dat și eu. Deci asta este atitudinea, pentru că este o furie mutuală și neîncredere între părinți. Au de obicei procese dese în care invocă neînțelegere cu privire la timpul petrecut cu copiii și își îngreunează accesul la copii. Se învinovățesc sau învinovățește un părinte sau învinuiri reciproce de abuz, de consum de alcool în exces sau droguri,
acești părinți par că se urăsc mai mult unul pe altul decât își iubesc copiii. Asta este imaginea pe care ți-o creezi uitându-te, discutând cu ei și ascultându-le argumentele. Desigur că între ei o să găsesc frecvente abuzuri verbale, denigrări, care îi determină pe unul sau pe ambii să se acuze de alienare parentală. Este cuvântul la modă și pentru că tot a venit rândul lui, aș vrea să specific că nu este o tulburare psihică alienarea parentală, ea este o tulburare de relație între cei doi părinți sau între părinte și copil mai curând. Și nu poate fi exercitată decât de unul dintre părinți, cu toate că în acest context mai intervine bunica maternă sau paternă, o mătușă care își dorește foarte mult să se ocupe de acest copil, și am avut situația în care bunica, care a fost invitată la expertiză, acolo părinții se luptau pentru stabilirea locuinței și schimbarea de fapt a locuinței, și bunica paternă spune: dacă acest copil nu va mai locui la noi, eu nu mai am motive să trăiesc. Da, acel copil în primul rând are dreptul la un părinte și la relația lui cu părintele și la stabilitate și continuitate în mediul de îngrijire, care înainte de această scurtă perioadă când copilul nu a mai fost dat la locuința mamei, a locuit împreună cu mama sa. Sau situație în care un părinte îmi spune că îi cumpăr haine mai bune de firmă decât hainele pe care le cumpără celălalt părinte. Ce este interesant, că în acest conflict major apar inclusiv agresiuni fizice ușoare care încetează și reîncep la anumite intervale de timp. Aceste agresiuni fizice ușoare se diferențiază de agresiunile din violența familială, unde avem un agresor și o victimă, unde avem un agresor cu putere și control exercitat asupra victimei. Aici spunem că avem doi agresori și două victime. Sau pe rând joacă rolul în dinamica de agresor și de victimă. Se împing, se învinovățesc ușor, dar certificatele lor medico-legale n-ar trebui să depășească 3, maxim 5 zile de îngrijiri medicale. Și vreau să vă zic că am avut tată care a venit cu niște zgrieturi pentru că s-au provocat reciproc și care le-a fotografiat foarte de aproape, astfel încât să pară foarte mari, și era foarte afectat cum a fost el lovit de soția sa și bătut, expresia a fost bătut de soția sa, dar dacă vă uitați la el, era înalt cât ușa și lat și așa mai departe, iar soția lui, probabil dacă, nu știu, ar fi făcut mulți ani de arte marțiale, probabil ar fi putut să-l bată așa cum se plângea el, foarte interesant, cu ochii jucându-i în lacrimi, dar deci ei se pot lovi reciproc, însă sunt agresiuni fizice ușoare sau foarte ușoare. Ce este interesant la ei este că nu reușesc să comunice informații despre copii sau să coopereze în activitățile de creștere și îngrijire a copilului. Și aici aș vrea să menționez că un criteriu foarte clar și este pentru mine în calitate de expert psiholog, este un construct psihojuridic pe care îl urmăresc, un criteriu foarte clar, un criteriu special în legea 272, este în articolul 21, în care spune disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil și de a respecta drepturile părintești acestuia din urmă, și disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a permite celuilalt menținerea relațiilor personale. De multe ori părinții nu știu că asta urmăresc, pentru că adresez întrebări în cadrul interviului expertal cu privire la aceste disponibilități și nu vreau doar să zic că da, sunt disponibil sau voi fi disponibil, ci solicit fără doar și poate exemple concrete pe care le verific în interviul cu celălalt părinte sau prin intermediul informațiilor colaterale. Părinții care sunt intens conflictuali mai au, știu eu, mai multe procese pe rolul instanțelor. Vin și spun, păi domnul psiholog, mai am deschis un proces de violență în familie sau de abuz asupra copilului, e la parchet.
dar noi trebuie să vedem sau să ne asigurăm că există o hotărâre, că există, nu este doar deschis, așa cum spunea domnul avocat, că sunt sau există o practică în care spune avem un ordin de protecție și două procese penale sau două procese deschise. Se învinovățesc reciproc pentru problemele de comportament ale copiilor, celălalt părinte este vinovat și sigur implică familia, prietenii și specialiștii în războiul dintre ei, situație care nu este deloc ușoară. De multe ori acești părinți sau unii dintre ei sunt asistați, încurajați, susținuți de bunici. De bunici care au un rol fantastic și pot fi terapeutici și foarte sănătoși pentru copii, inclusiv pentru familie, pentru că se pot implica și au o disponibilitate emoțională pe care părinții prinși între servicii, business-uri, nu mai au cu aceeași larghețe sau la fel de nuanțată de a interacționa cu copiii, cu condiția ca ei să nu se bage în conflictul dintre părinți. Dacă îi ajută doar să-și crească copiii, să-i ducă la activitățile de tip after school, să petreacă timp în weekend cu ei și nu intră în acest război, părinții sunt terapeutici, bunicii sunt terapeutici pentru copii, pentru că numai dacă fiecare dintre noi ne ducem în trecut și ne aducem aminte de relația cu și păstrăm în suflet bucuria și dragostea unui bunic, fac un bine fantastic nepoților lor. În momentul în care ei se aliază, susțin acest conflict, încearcă, nu-i alienează, că nu e alienare bunicală sau mătușală, dar încearcă să-i influențeze, încearcă să-i sugestioneze, să le schimbă percepția. Așa cum într-un mod dur literatura de specialitate spune să le spele creierul acestor copii și să-i distanțeze de celălalt părinte care nu are abilități parentale sărace, deficiențe parentale, nu are istoric de abuz sau de neglijare a copilului. Poate că undeva acolo întotdeauna există un sâmbure de adevăr, că n-a fost de suficient de implicat cum a fost celălalt părinte în creșterea copilului, dar acel sâmbure de adevăr, de cele mai multe ori, de părintele alienator, este făcut, primește niște dimensiuni fantastice, colosale, care nu reflectă realitatea și acești părinți intens conflictuali nu realizează care este magnitudinea și care sunt consecințele pe termen lung asupra copilului aceste activități de alienare. Deci este o tulburare de relație dintre părinte-copil, poate fi un abuz psihologic asupra copilului, emoțional și apoi psihologic, dacă el se repetă până la alienare asupra copilului, nu este un sindrom și ca orice tulburare, nici colegiul psihologilor, nu putem să facem protocoale sau să avem să le stipulăm, ci ele trebuie trecute în literatura de specialitate, trebuie înțelese de către specialist, diagnosticate corect, ca apoi să poată, că până la urmă rolul expertizei psihologice nu se adresează doar judecătorului să-și formeze propriei convingere, ci ne referim și sperăm ca părinții copilului să o citească, pentru că sunt beneficiari secundari pe de-o parte ei, desigur și copiilor, și că au ceva de înțeles din mesajul pe care îl transmite psihologul. Și e clar că toți trebuie să admitem, nu există un părinte perfect. Dacă îl știți, vă rog să-mi spuneți și mie, să merg să pun mâna pe el, poate se transmite această perfecțiune. Dar există părinți care evident în situații de conflict au abilitățile lor parentale devin mai sărace, se diminuează și se centrează mai mult pe tensiunea dintre ei decât pe nevoile copilului. Mai voiam să te întreb ceva.
Apropo de masculin, feminin, sexul părinților, am auzit în destul de multe rânduri că tații se consideră discriminați pentru că de obicei părintele cu care rămâne să locuiască copilul este mama. Sigur că asta depinde foarte mult și de vârsta copilului. Putem să vorbim de o discriminare sau este ceva firesc până la o anumită vârstă să aibă mai multă nevoie de un anumit părinte? Am întâlnit chiar tați psihologi care s-au considerat discriminați pentru că a rămas locuința copilului la mamă. Știți, implicarea tatălui în creșterea și educarea copilului, dar în activități de îngrijire a copilului, a început să fie din ce în ce mai intensă odată cu mișcările feministe. Și cu, deci, o cauză, apropo de masculin-feminin aici, și s-a vorbit foarte tare de disponibilitatea lor și să nu uităm că avem inclusiv concediu de paternitate, ceea ce din punctul meu de vedere este un lucru foarte bun și este sănătos ca tatăl să fie prezent, pentru că pe de altă parte cercetările spun că absența emoțională sau implicarea tatălui pe parcursul zilei în activitățile de creștere, de îngrijire a copilului, nu este neapărat sănătoasă pentru dezvoltarea acestuia. Nu știu dacă putem să vorbim de o discriminare, poate că sunt și astfel de cazuri și cu siguranță avem în spate, până la apariția noului cod civil, în care pe bandă rulantă era evident mamele primeau copii. Nu exista, tații primesc copii și nu aveam autoritate părintească comună. În cele mai multe dintre cazuri, tatăl dispărea din viața copilului, pentru că mama rămânea furioasă pe el, copilul creștea alături de mamă, cu furia mai mult sau mai puțină pe care o avea transferată de la mamă față de tată. Probabil sunt și cazuri în care, din principiu, sunt discriminați și că poate că aici ar trebui văzut cu mare atenție când judecătorul urmărit cu mare atenție istoricul de implicare a tatălui în creșterea și educarea copilului, pentru că ne interesează stabilitatea și continuitatea în creștere și îngrijire. Și dacă avem un tată care a petrecut mai mult timp sau mult timp cu copilul, dacă avem un tată care, de exemplu, a avut concediu de paternitate, dacă avem un tată care cunoaște nevoile de dezvoltare și care știe să spună ce mărime parte la papuci copilul, care știe să spune la ce vârstă a început să meargă copilul, ce boli a copilăriei le-a avut și pe la ce vârstă, etc., când a început să vorbească, amănunte care sunt extrem de importante și nu le poți învăța pe de rost, neștiind ce o să fie neapărat întrebat la un interviu expertal. Când ai și medicul de familie care îți spune, eu cu el discutam când copilul era bolnav și a administra medicamentele sau el aducea, când alte informații colaterale pe care noi o să îmi dăm este cadrul didactic și învățătoarea îți spune, la ședința cu părinții sau pe grupul de WhatsApp a clasei, tatăl este cel care este implicat sau lui îi transmit, atunci dacă și există această disponibilitate, putem vorbi că există un risc de discriminare când nu sunt luat în considerare, când nu este luat în considerare istoricul de implicare și toate aceste disponibilități pe care le are și nu există risc de neglijare a copilului. Deci e important să avem acest aspect. Însă, din practica mea clinică, din cabinet, pot să spun că numărul taților pe care am avut cu aceste disponibilități este foarte redus în comparație cu numărul de mame pe care l-am identificat așa, procentul mamelor. Însă am fost surprins de tați cu abilități parentale și cu implicare care realmente mi-a făcut plăcere. Nu le-am transmis asta, dar mi-a făcut plăcere pentru că eu trebuie să fiu neutru în tot procesul ăsta, să-i cunosc și care m-au impresionat cu privire la activitatea lor. Poate că aici ar mai trebui doar puțin să subliniez și un anumit aspect. Una este să fie stabilită locuința copilului în locuința tatălui și alta este ca tatăl să aibă un program de vizitare larg și relații personale cu copilul. Și poate că ar mai trebui avut în vedere faptul
că de la o anumită vârstă, începând cu 7 ani, procesul de identificare cu părintele de același sex crește foarte intens și o să-i vedeți că există și în mentalitatea taților care spun, acum că am mai crescut, am o altă relație cu el sau o altă legătură cu el și putem să ne jucăm diferit, putem să facem alte lucruri împreună și nici eu nu mă simt atât de stângaci, spunea un tată, în relația cu el, că atunci când avea 3 ani și mi se părea că era așa fragil. Acum are 7, 8, mergem și la pescuit și cu rotilele, l-am luat la schi, am mers la not, am făcut... Deci contează și vârsta copilului. Mulțumesc! Uite că avem și un notar și imaginea noastră despre procedurile derulate în fața voastră, Găbiță, este că nu aveți foarte multe lucruri de făcut, soții s-au înțeles, vin, își dau consimțământul și gata. Așa să fie oare? Într-adevăr, în majoritatea situațiilor, divorțul prin procedură notarială reprezintă o procedură necontencioasă veritabilă, în sensul care la baza acordul soților pe parcursul întregii proceduri și în legătură cu toate aspectele pe care le impune legea. Spun în majoritatea cazurilor, pentru că nu sunt puține acele situații în care divorțul ajunge doar în cele din urmă și uneori după anevoioase episoade de mediere, moderate de către noi notarii, să fie o procedură amiabilă per total. Mai precis, soții de multe ori cad de comun acord asupra desfacerii căsătoriei, dar nu se înțeleg sau nu găsesc un numitor comun în privința unui aspect sau a mai multor aspecte în legătură cu copilul minor. Mai precis, mulți se înțeleg în privința desfacerii propriu-zise a căsătoriei, dar nu cad de comun acord în privința exercitării autorității părintești sau în privința pensiei de întreținere sau în privința programului de vizită. Dacă ar fi să ne limităm în exercitarea profesiei strict la litera legii, în instrumentarea acestor cazuri nu ne-am implicat, pe considerentul că astfel de ipoteze nu ilustrează un acord constant în privința tuturor elementelor prevăzute de articolul 375. Dar aceste disonanțe sau neconcordanțe între opinii ajung să fie la un moment dat în concordanță tocmai prin implicarea, prin aportul și prin consilierea pe care o acordăm soților. Așadar, sunt într-adevăr majoritatea cazurilor proceduri veritabile de acord, de divorț prin acord sau acord necontencios. Avem aceste proceduri în care abia în cele din urmă ajungem să avem o procedură prin acord. Dar să nu credeți că nu avem și noi tangențe cu acele ipoteze care se grefiază sau ilustrează un vădit dezacord între parteneri. Mă refer la acele cazuri conflictuale care nu prezintă nici măcar aparența unui acord, cetățenii recurgând la procedura notarială, unii neștiind că notarul nu are competență de a soluționa astfel de dosare, alții pur și simplu încercându-și norocul de a obține un acord din partea celuilalt soț, măcar în fața notarului public. Ipotezele însă cele mai delicate și greu de gestionat sunt acelea în care avem de-a face cu un raport conflictual între cei doi, care este însă deghizat. Și uneori este deghizat cu foarte multă abilitate într-un acord, care este de fapt un fals acord. Noi, practicienii, având anumite indicii în acest sens, dacă nu avem niciun semnalment sau niciun indiciu în sensul dezacordului, pentru că cei doi soți sunt foarte buni actori, nu avem cum să îi deconspirăm. Însă când avem indicii că de fapt nu este vorba într-adevăr de un acord, speța devine destul de greu de menegeriat. În concret, e vorba de acele situații în care părțile afirmă că își doresc divorțul prin acord, când în realitate unul dintre ei, sau de ce nu, chiar nici unul, nu își dorește să pună capăt căsătoriei în această manieră. Apelarea la acest tip, am constatat
că se justifică sau justifică unii prin avantajele pe care le conferă divorțul prin procedură notarială, precum confidențialitatea și celeritatea în finalizarea dosarului. Și atunci acceptă să facă acest compromis de a deghiza dezacordul în acord pentru a apela la această procedură. Munca noastră, desigur, fiind mult mai complicată în aceste situații și mai complexă. Aceste cazuri sunt printre cele mai delicate, pentru că dezacordul nu este declarat și nici măcar evident. Revenindu-ne nouă sarcina de a desluși voința reală a solicitanților procedurii, ținând cont în acest demers de a demasca, de faptul că nu avem dreptul de a judeca pricina, de a judeca motivele de divorț sau de a analiza motivele de divorț sau de a pătrunde în intimitatea soților. Mai mult, în unele situații, soții sunt cei care ne solicită îndrumări, care depășesc competența noastră juridică, având nevoie de consiliere, de îndrumare și făcând apel la latura umană a profesionistului. Unii chiar tânjesc după asta. Așadar, în aceste situații ne revine sarcina de a găsi echilibru între atribuțiile profesionale pe de-o parte și virtuțile umane pe de altă parte, dozarea puterilor sau a acestor sarcini nefiind o muncă facilă. Mai mult, prea multă implicare în gestionarea dosarelor, bunăvoință, empatie în raport cu părțile, fac ca linia de demarcație între bine și rău să fie uneori extrem de fragilă, riscul săvârșirii chiar a unui abuz din partea noastră fiind probabil în aceste situații în care suntem foarte animați de intenția de a salva căsătoria, cauzând uneori neplăceri. Alte chestiuni... Gabi, spuneai de faptul că uneori pare că ar exista un acord și în realitate nu există. Exact. Ai avut situații în care, de exemplu, un soț exercita presiune asupra celuilalt soț ca să-l determine să vină în fața ta și să declare că de fapt e de acord când în realitate nu era? Da, am avut situații, desigur, n-au fost declarate. Adică un consimțământ viciat, practic. Da, mai ales prin violență, greu. Desigur, prin violență morală. Da, sunt foarte multe situații în care e vorba de violență morală, în care e vorba de șantaj, în care e vorba de a solicita desfacerea căsătoriei sau accepta, mai bine zis, desfacerea căsătoriei condiționată de un partaj favorabil soțului care acceptă să facă concesii. Sunt nenumărate situații și tocmai asta cred că e dificil pentru noi, că în instanță poate în instanță soții știu că nu e cazul să ascundă latura conflictuală, că se poate desface căsătoria și dacă există un conflict. În schimb, unii știu că nu putem desface căsătoria dacă există acel conflict și atunci intervine dificultatea în a desluși raporturile reale dintre cei doi. Ți s-a întâmplat să respingi o astfel de solicitare? În momentul în care am văzut sau am constatat că într-adevăr nu este posibilă împăcarea, da. Dar m-am implicat. Niciodată nu am refuzat înregistrarea cererilor, abia în momentul în care am constatat că într-adevăr nu este o altă opțiune. Ai avut și divorțuri cu copii, audiez copii, ce faci în astfel de situații? Da, tocmai asta doream să punctez, faptul că în momentul în care din căsătoria celor doi soți au rezultat copii minori, mă rog, din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați, avem obligația de a-i audia. Însă consider că actuala reglementare nu atinge scopului
pe care ar trebui să-l aibă o astfel de audiere, în sensul de a elucida voința reală a copilului. Spun aceasta pentru că instrucțiunile în vigoare impun ca această procedură a audierii copilului minor să se efectueze în prezența personală a ambilor părinți. Prezența personală a ambilor părinți care timorează. Asta este realitatea de multe ori copilul și atunci parcurgerea tuturor pașilor prevăzuți în cadrul articolului 264 care vizează audierea rămâne parcurgerea aceasta doar un deziderat. Personal nu am întâlnit cazuri în care copiii să dorească să-și exercite dreptul de a cere informații sau de a primi informații și părinții și copiii doresc să finalizeze cât de repede această procedură a audierii. Mulți părinți ne întreabă, chiar este obligatoriu, nu putem să facem niciun fel de concesii. Pe de o parte înțeleg atitudinea și solicitările, tocmai pentru că, având în vedere modalitatea în care trebuie să desfășurăm această procedură în prezența personală, obligatorie a ambilor părinți, nu cred că mai are rostul care ar trebui să aibă o astfel de procedură. Cum ți se par copiii în astfel de situații? Mi se pare extrem de traumatizant să fii ascultat în prezența ambilor părinți. Ai apelat vreodată la ajutorul unui psiholog sau cum te descurci? Da, în situații în care am văzut că copiii sunt foarte afectați, i-am sugerat că ar fi bine să ia legătura și cu o persoană cu pregătire specială în sensul psihologiei și a îndrumării lor. Am văzut și copii, în schimb, care se implicau în medierea conflictului dintre părinți, care aveau o maturitate și o intransigență pe care m-au impresionat efectiv. Nu am crezut că pot să fie copii care să ia în mână și efectiv să medieze procesul de divorț a părinților lor. Sunt diferite situații, cazuri și cazuri, o grămadă de situații, multe care nu seamănă între ele deloc. Asta vreau să te întreb, Cătălin, ce părere ai de o astfel de audiere? Cum vezi tu situația copilului într-o astfel de împrejurare? Este evident că trebuie urgent o propunere de lege ferenda și trebuie schimbat urgent acest lucru, pentru că în realitate copilul este pus într-un conflict de loialitate, este între ciocan și nicovală, copilul își iubește ambii părinți, dar știe că dacă o să spună ceva bun despre un părinte, se supără celălalt părinte și invers. Este o presiune exercitată fantastic asupra lui și cred că nici într-un caz nu ar trebui audiat în prezența ambilor părinți. Copilul ar trebui audiat singur, pe de o parte. Iar dacă copilul, să spunem că este sub 10 ani și notarul consideră că trebuie audiat și că e un punct de vedere, atunci ar putea apela la un psiholog care să joace rolul unui translator între universul copilului și universul adultului, astfel încât să poată facilita mesajul și să-l poată să asigure că copilul a înțeles și să se asigure că mesajul copilului este bine înțeles de către adult. Deci, evident, trebuie schimbat audierea copilului la notar în prezența ambilor părinți. În prezența niciunui părinte nu trebuie să întâmple lucrul ăsta, așa cum este la instanță. Pe de altă parte, din experiența pe care am avut-o cu cazurile fie judiciare, fie extrajudiciare, care au divorțat la notar, cele mai multe dintre ele, dar care și e posibil să fie, sunt unii care au divorțat și în instanță, însă nu a fost trecut clar un program de relații personale și în multe hotărâri ale notarului, din cazurile pe care le-am avut eu, spunea că părintele poate să-și vadă sau să aibă program de relații personale ori de câte ori vrea el sau vrea copilul. După 6 luni sau după un maxim un an, au ajuns în instanță cu un război între cei doi părinți foarte mari. Pentru că, așa cum spunea și doamna notar,
prima dată ei merg, fie conflictul e așa mare, fie și vor să, nu vor să spun nu vrem să-l spălăm în public, sau vrem să rezolvăm lucrurile și să scăpăm unul de altul foarte repede, foarte, foarte repede, pentru că resimt acea presiune și unii dintre ei o văd ca și o oportunitate foarte bună, ci se grăbesc și nu este trecut acel program de relații personale care trebuie trecut foarte detaliat. Sunt multe cercetări în Statele Unite, în Marea Britanie, în țările nordice. Cu cât este mai detaliat programul de relații personale, pe mai multe planuri, pe etapa de dezvoltare a copilului, cu atât aduce mai multă predictibilitate pentru copil, aduce mai multă înțelegere pentru și responsabilitate pentru părinți și scade din intensitatea sau magnitudinea conflictului. Cred că un rol important este ca părinții sau îl poate avea notarul când spune nu veniți până nu vă, sau nu încheiem până nu hotărâți cum o să aveți programul de relații, nu doar unde este locuința copilului, ci care va fi programul de relații personale. Plus că la fiecare etapă de dezvoltare, că e preșcolar, mic, mare, că e în gimnaziu, că e în clasele primare sau la liceu, nevoile de dezvoltare ale copilului se schimbă. Iar recomandările din literatura de specialitate, dar și practica mea, experiența mea clinică, spune foarte clar că trebuie revizuit și adaptat după nevoile pe care le are copilul în funcție de etapa sa de dezvoltare. Cred că este un lucru extrem de important și să fim în... Și am vrut această idee, cred că este congruentă cu tema emisiunii. Dacă vrem să nu facem mai mult rău, o idee sau o contribuție o putem avea prin realizarea unui program de relații personale foarte detaliat, fie în hotărârea judecătorească, fie în hotărârea de divorț a notarului. Mulțumim. Gabi, dacă mai vrei să ne spui ceva. Repede, ca să nu ajungem și punctul culminant al zilei, 22 și 22 de minute, ora 22 și 22, vă spun două cuvinte despre această carte, în loc de concluzii, scrisă de autoarea Brené Brown, Curajul de a fi vulnerabil. Am optat pentru această carte, întrucât în cadrul procedurilor de divorț, chiar și a celor prin acord, cred că există o oarecare doză de vulnerabilitate din partea tuturor participanților, inclusiv a profesioniștilor, lucru care nu are însă de a face cu slăbiciunea sau cu lipsa de profesionalism. Autoarea și-a dedicat ultimii 20 de ani cercetând această trăsătură, realizând în acest bestseller o profundă analiză a fenomenului vulnerabilității, trecându-l prin mai multe registre care țin atât de relațiile profesionale cât și de cele personale, schimbându-mi și mie viziunea asupra subiectului. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc! Noi îți mulțumim! Chip! Cei din urmă vor fi cei din tâi. Câteva cuvinte despre ce trebuie să știm despre un spațiu pentru a-l face cumva confortabil minorului care vine să fie audiat în fața noastră sau să fie audiat de noi. Mă mai ajut de prezentare sau fac pur și simplu scurt? Pot să te ajut dacă vrei. Stai că îți spun eu... Și o să te rog să îmi spui. Până pregătești, o să arăt. E și o carte pe care o recomand, a lui Karen, pe care am și cunoscut-o și am colaborat cu ea. E o persoană care lucrează pentru spitale de oncologie, pentru companii foarte mari. Conduce destul de multe catedre și în Olanda și în Anglia. Vorbeați mai devreme de fapt, Roxana cred că a spus, de soacră. Spațiile pot deveni ele în sine o soacră, din aia acră și așa, sau pot deveni o soacră bună. Dar psihologia culorilor e dovedită că este un limbaj aparte, este o identitate. Iar spațiile pentru copii, cum le văd eu și apropo de prezentare, dacă reușim să o arătăm, nu știu dacă se vede Andreea,
E, în prima pagină aici era cartea, aici vorbim de două zone, cum creierul are două zone, este zona adultului sau zona copilului, cum vedem noi spațiile ca adulți și cum văd ei copiii. Ca să ajungem la, să trecem mai repede puțin, poate în al doilea slide arată cum adultul vede un spațiu și dacă stăm să ne gândim, noi ocupăm 84% din viața noastră, se întâmplă doar în interior. Este practic ceva ce ar trebui din ce în ce mai luat la cunoștință, pentru că de acolo ne vin foarte multe emoții și stări de care noi nu devenim conștienți. Cu două echipe cu care lucrez din Londra și din Amsterdam, acum încercăm să facem un simulator în care să se recunoască ce emoție sau ce culoare ar fi mai potrivită într-un anumit spațiu și cum pot fi identificate. Spațiile pentru copii, și poate trecem în slide-ul al treilea, este depinde cine proiectează spațiu și că care este destinația lui finală. Pentru că spațiile sterile mutilează. Spațiile încărcate de emoții au prezența culorii, au anumite lucruri care să-ți dea mobilitate, interes, interes vizual, cât și interes al fizicului. Poziția coloanei este foarte importantă într-un spațiu. Dacă vrei să relaxezi un copil, un adult, un minor, da, care vine pentru a fi audiat, e foarte important să te apropii de el eye to eye, dar în primul rând să-i lași coloana să se relaxeze. Atunci ați va vorbi altfel. Dacă trecem chiar mai departe, asta e un spațiu în care l-am tot testat. Asta a fost, face parte dintr-o prezentare care am dus-o și către copii din mai multe grupuri cu care lucrez. Ei aleg în primul rând să fie prospețime, să fie un spațiu prietenos. Lumina este foarte importantă, dar dacă nu avem lumina, da, măcar să avem anumite elemente care să-i facă pe ei să vină cu încredere către tine, să se deschidă puțin. Un mobilier, aici că vorbeam de soacră Roxana, în stânga se vede că aici e ochiul soacrei, ăla e un spațiu făcut de soacră. Mai ales în lumină artificială sau lumină naturală foarte puțin, ăsta e un spațiu care poate mutila și este dovedit științific. Amprentele de culori tari, în care sunt considerate mai ales tușă, distrug mai ales în lumină artificială. Culorile nu pot fi folosite la întâmplare, nu degeaba. Sunt psihologi care lucrează pentru companii mari și le spun folosim culoarea asta pentru că vom obține rezultatele X. În dreapta există, mai sus chiar, există importanța lui high și a lui low. Creierul poate recunoaște forma organică sau forma dreaptă în egală măsură cum poate să răspundă la neutralitate, sterilitate și culoare. Noi fără culoare n-am putea să avem enorm de mult din limbajul pe care îl avem, pentru că n-am putea identifica. Trecând chiar mai departe, aici avem în imagini mai jos, spital de psihiatrie, spital de copii, spital oncologic. E un centru din Amsterdam care cercetează ergonomia copilului și cum poate fi legată de emoție, da? Practic avem foarte multe informații acum. Putem verifica mult mai ușor, putem obține mult mai multe indicații despre cum ar fi bine să realizăm un spațiu. Chiar și spațiile pentru noi, nu doar pentru copii, pentru că într-adevăr sunt o extensie a noastră. Pot deveni un sanctuar, poate fi un spațiu care ne ajută enorm emoțional sau ne dau siguranță, sau într-adevăr poate să fie un spațiu care ne mutilează. Aici vedem că sunt folosite culorile, ceea ce și eu recomand. Eu sunt un om al culorii și în toate colaborările pe care le-am văzut că rezultatele sunt foarte bune, dacă sunt folosite corect sau sub o analiză extrem de bine documentată. Aici am adunat mai multe informații despre cum aș vedea un spațiu al prieteniei, un spațiu în care cel care vine să fie audiat să se simtă într-o relație plăcută cu interlocutorul, să-i fie într-o poziție egală, ochi în ochi, obiectele, culorile și partea asta de deschidere de fresh, probabil sunt câteva dintre tools-urile pe care ar fi bine să le folosim într-un spațiu, chit că stă mai scurt, mai lung, obiecte care se arate lui ok, sunt safe, îl recunosc produsul ăsta, mă pot duce, mă pot așeza fără nicio problemă. Pentru că dacă aducem doar scaun față în față, din slide următor, da, o să vedem în prima de sus că am denumit-o interogator.
Pe următorul slide sunt toți spații care sunt spații de audiere sau de psihoterapie. Uitați-vă în stânga sus, două scaune simple pot transmite cu totul și cu totul altceva față de două scolorate sau cu altă formă. Obiectele de mobilier spun foarte multe și au foarte multe studii în spate, nu sunt întâmplătoare. Ergonomia, da, aici e un spațiu, e o terapeută care și-a făcut spațiu Feng Shui. Sunt aplicate foarte multe formule Feng Shui care relaxează sau ridică tonalitatea acolo unde este cazul. În dreapta la fel, cum am putea să folosim tușele, culorile sau informațiile vizuale, da, care ne pot ajuta într-un spațiu, chiar și al nostru, chiar și de audiere, că până la urmă un circuit foarte bun despre culoare sau de spațiu ar trebui să-l avem permanent. E o filozofie de viață, e și învață să-ți faci bine, despre asta ar trebui să plece un spațiu despre audiat minoti, așa cum îl văd eu. Wow, ai fost foarte, foarte operativ. Mulțumim mult. O să revenim după o scurtă pauză pentru concluzii. Pentru o afacere de succes, mută online operațiunile zilnice ale afacerii tale cu Alpha Professional, indiferent de volumul de activitate desfășurat. Avem 3 noi pachete de cont curent destinate PFA, profesiilor liberale, întreprinderilor individuale și familiale. Vino la Alpha Bank și alege unul dintre pachetele Alpha Professional. Sau intră pe alphabank.ro și aplică online. Alpha Bank. Evoluăm împreună! Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. A început ca o zi neînsemnată de muncă pentru neînsemnat. Știa că are cele mai multe interviuri și că documentele care pleacă de la el sunt perfecte. Singura necunoscută a zilei era noul coleg recruter care părea foarte relaxat. Salut, șef! Nici măcar nu era curios cum se descurcă. Felicitări! Când încep ce job recrutat? De luni, actele au fost semnate electronic. Da? Bun, bun, bun. Dar cum ai reușit? Cert sai, când alții pierd timp, noi îl câștigăm. Cu semnătura electronică de la Cert sai, documentele de HR sunt digitalizate. Câștigi timp, mobilitate și eficiență pe termen nelimitat.
Profesioniștii lumii juridice și noile tehnologii au devenit un tandem prin care eficiența devine noul zeu al viitorului. Acesta este impactul pozitiv al digitalizării. O eficientizare înseamnă o creștere a producției. Pentru dumneavoastră care folosiți documentarea legislativă, puteți avea mai multe procese pe care să le gestionați, puteți să aveți mai multă materie în care vă documentați mai rapid și mai bine. Ajungeți mai ușor în minima substanței și de acolo o puteți folosi ca atare, fără să mai aveți nevoie de echipe foarte mari de oameni care să facă documentarea pentru dumneavoastră ore, poate zile sau poate săptămâni în șir. Salut! Sunt Andrei, cofondator Sanopass. Iată de ce Sanopass este soluția ideală pentru beneficiile medicale ale angajaților tăi. O singură aplicație mobilă pentru toate serviciile medicale. Sanopass înseamnă tehnologie, iar tehnologia înseamnă optimizare. În plus, tehnologia înseamnă economie. Sanopass reprezintă modelul unic în România prin care plătești exact cât consumă angajații tăi. Solicită un demo și convinge-te! Relaxăm zona lombară, capul în sus, pisica, toată lumea. Simți că faci ceva greșit, dar nu știi ce? Ai și tu în rețeaua Smart Bill alături de peste 50.000 de antreprenori. Ai cel mai modern soft de gestiune, conexiune cu platforme e-commerce, bănci și curieri. Iar vânzările, stocurile și contabilitatea devin mai simple ca oricând. Smart Bill, parte din echipa ta. Îți facem cunoștință cu o blondă seducătoare. Ai văzut ce forme are tipa? Arată bine și de la spate. Se îmbracă doar în roșu și are limbaj licențios. Îți face cu ochiul și îți dezvăluie secretul ei. E bun rău la gust. Tenere, gluma-i glumă. Am revenit pentru niște scurte concluzii. Cosmin, tu ai început, te rog. Concluzia pe care v-aș propune să o împărtășim, pentru că am văzut discuțiile, este aceea că în această arie de practică
profesia se exercită cu pasiune, din suflet, cu suflet, pentru că actul de justiție la care contribuim este pentru suflete, mai mult poate ca în alte domenii ale dreptului. Mulțumesc. Roxana? Cred că niște schimbări legislative se pretează în acest domeniu, dar până atunci, cu responsabilitate, profesionalism și implicare din partea noastră, a fiecăruia dintre noi, cred că lucrurile pot să stea mai bine. Știți, tot timpul cel mai bun ajutor este cel pe care ți-l oferi singur. E la îndemâna ta, e mai bine așa. Mulțumesc. Gabi? Ziua de azi mi-a întărit convingerea că pentru perfecționarea în exercitarea profesiilor fiecăruia dintre noi este nevoie de cooperare între noi juriștii și între noi juriștii pe de o parte și specialiștii din alte domenii pe de altă parte. Această conlucrare cred că este chiar vitală pentru evoluția noastră și, în primul rând, pentru atingerea scopului comun de a face și mai mult bine. Ce frumos! Mulțumesc! Cătălin! Cred că psihologul are un rol important, că poate veni cu informații de natură psihologică care poate ajuta judecătorul să-și facă propria convingere și să, pentru a putea să stabilească ce este mai bine pentru copil și în interesul superior al copilului. Și foarte important este că, sau cred că nu doar judecătorul este beneficiarul informațiilor de natură psihologică, ci și avocatul și părinții copilului și nu în cele din urmă copilul. E momentul să-i spunem, doamne Chiș, să-și deschidă microfonul. E acel moment. Mi-am dat seama, da. Mulțumesc mult, Cătălin. Ciprian. Mă bucur că ne deschidem. Ne deschidem și ne deschidem la colaborare, ne deschidem la înțelegere, ne deschidem la a vedea mai mult dincolo de ce este de fapt. Și am un motto: never stop looking for what you don't see. Da? Și pe asta cred că mă și motivează să pot să particip în vari domenii și să îmi aduc acel aport de învață să faci bine. Și mă bucură colaborarea din seara asta și sper și să reușim să facem din ce în ce mai mult bine. Mulțumesc, uitam să ridic mingea de unde ai lăsat-o, am să traduc ce ai spus, sper că țin bine minte, să nu încetezi niciodată, să urmărești ceea ce nu poți să vezi. Și cred că este o bună introducere pentru tema întâlnirii viitoare, pentru că aici s-au sugerat, dar nu s-au prea povestit despre traumele pe care le suferim noi ca juriști, ascultând poveștile justițiabililor care vin în fața noastră și poate nevoia de consiliere psihologică pe care nu întotdeauna o conștientizăm. Până la următoarea întâlnire, eu vă mulțumesc pentru că ați stat atât de mult alături de noi. Și vă doresc o seară frumoasă. La revedere!